Acum s-a ocălit mai bine, se și vede că s-a făcut zgură pe toată suprafața. Salutare! În clipul de astăzi a venit vremea la citașul ăsta. Ăsta l-am luat de câțiva ani deja împreună cu tigaia de oțel, care mi-e în geanta de bushcraft. Și din păcate nu l-am putut ascuți pentru că, așa cum v-am zis, la început a fost ascuțit cu flexul sau cu polizorul și s-a stricat tratamentul termic. Astăzi vreau să încerc să-i refac tratamentul termic empiric, adică călit, să zic așa, într-o forjă improvizată, forjă mult spus, pentru că am venit aici la o vatră de foc, unde am fost data trecută, mi-au rămas niște lemne și vreau să încerc să călesc lama asta. Mi-am adus și o cantitate de ulei, nu de spirit, ulei de gătit, folosit, și asta o să folosesc la călit, și o pilă care îi destul de uzată, ea practic o să intre într-un alt proiect, dar e suficient cât să pot să testez, să văd dacă se călește un pic mai tare decât e acum. Am încercat acum, deși cu pila asta pot să iau destul de puțin de pe lamă, se simte că pot să iau, adică nu știu dacă vedeți, dar i-am pus un tăiș acolo, ceea ce nu e normal pentru un cuțit. Și să vă arăt ce vreau să fac. În primul rând vreau să încerc să sparg mânerul ăsta de plastic, sau sper să reușesc să-l sparg, cu mențiunea că mânerul ăsta e foarte comod. Deci e un mâner extraordinar de comod pentru un cuțit de lucru, vreau să zic. Adică pentru cioplit, că el pentru asta a fost gândit, merge foarte, foarte bine. Nu știu dacă o să reușesc să reproduc mânerul exact așa cum e, dar o să încerc să fac un mâner cel puțin la fel de confortabil pentru cioplit. Acum o să încerc să-l dau jos cu securea. N-am folosit de mult. Cu speranța că nu-mi dau peste degete. Încercăm o chestie mai serioasă. Foarte interesant. E destul de gros mânerul, nu mă așteptam să fie așa de gros. Uit un pic aici. Da, se vede. Asta înseamnă că nu-i călit până în capăt, ceea ce e bine. Bun. Vedeți cum arde flacăra? Adică curentul de aer e exact cum curge curiașul. O să încerc să fac vatra de foc în așa fel încât să aibă o intrare și o ieșire așa de lungul curiașului. O să încerc să fac o tragere cât de cât de aer mai bună. Thank you.
Pare interesant. Nu știu cât de practic e. Oricum, acum vreau să mă apuc să strâng lemne. O să am nevoie de mult mai multe lemne. Astea o să le iau jos plăcile astea mari până reușesc să fac focul și patul de jar. După care vreau să văd cum se comportă. Am găsit câteva lemne. Problema e că toate sude. Au fost niște ploi enorme azi noapte aici. Și am găsit numai câteva acolo, vreo 3 bețe uscate care acolo și mănâncă ăsta e și uscate și ude. Dar o să folosesc o vată cu vazelină, cred că. Mai vreau să mai fac niște ciopituri din lemnele astea 3 de aici. Iau lemnele astea urât de ușa. Și pun câteva lemne uscate. Să durez un picuț până se face patul de jar pe care îl vreau, după care o să pun lama în jar și o să mai pun o tură de lemne de foc peste. Suntem aproape. Am reușit să așez toate lemnele așa să încapă în vatră. Am un pic de jar, aș mai vrea dacă s-ar arde și astea. Acolo să fac așa un pat frumos, jos, de jar, după care mă pot apuca să mai pun niște lemne și să bag lama să o căleț. Între timp, vedeți acolo, mi-am găsit o sticlă de plastic în care să-mi pun uleiul ca să-l călesc. O să văd cum fac și cu așezatul pe aici, pe lângă. Ca și o completare. Ce fac eu acum nu este în
modul profesional, adică cei care căliți sau cine vrea să călească mai multe lame, are nevoie de o cantitate de ulei mai mare. Da, pentru o lamă, cum am eu acum aici, nu îmi trebuie nu știu cât ulei și de asta vreau să fie clar. Dacă vreți să faceți mai multe lame, aveți nevoie de mai mult ulei. Ca să aibă cam aceeași temperatură, să aveți o constanță în ce privește călirea. Lama cu tăișul în jos, să îmi fie mai ușor când iau lama din jar, să o pun în ulei. Și acum, răbdare. Nu cred că a fost o idee bună că am pus lama în partea asta unde vine fumul. Da. Totuși, pare să că s-o călit. Nu mai pot să fac nimic, numai cât am luat negreala de pe... Aici agață pila, vedeți? Înseamnă că nu am încălzit-o cum trebuie pe toată suprafața. Reiau procesul.
Așa. Acum s-a călit mai bine, se și vede că s-a făcut zgură pe toată suprafața. Nu știu dacă vedeți, mă să-mi găsesc pila, oare pe unde am aruncat-o. Încă e fierbinte. Vedeți gura aia? No, asta e semn de călire. Opa, să nu scapă jos acum. Ok. O răcesc de tot în apă și revin. Da. Zgomotul de sticlă se aude. Inclusiv aici acum nu mai face nimic. Bun. Exact un fel. Bun, asta înseamnă că l-am asocălit. Și trebuie să-i fac revenirea. Acum mă duc să curăț un pic cu nisip în râu. Așa s-a curățat. Se și vede de unde s-a călit. Da. E ok. Acum ce vreau să fac e să bag bucata asta de pilă, care v-am zis oricum trebuie să o decălesc, vreau să o bag în foc, tot așa să fac un foc mare pe ea, să o decălesc și asta. Și poate reușesc cu bucata asta de metal să-i fac revenire așa în stil clasic. O să văd dacă reușesc să o aduc asta la o temperatură așa de mare. We'll be right back.
față. Nu pot să pun încă mâna pe ea, dar vedeți ce arămie e. În cameră se vede un pic mai pală culoarea, în realitate un pic mai spre arămiu. Cam asta e o culoare bună din punctul meu de vedere de revenire. Vedeți că mă duc să răcesc canapa acum. Deci cam așa e, aproximativ. Treaba e că acum ați bea de cap. Am suflat foarte mult în foc. Problema e că lemnele au fost ude, deci n-am găsit un lemn uscat. Inclusiv alea ce le-am crăpat, tot erau umede și se aprind destul de greu. Dar am reușit. Ideea e că cu un oțel carbon simplu poți să te joci, poți să încerci, nu poți decât să-l strici. Acum o bucată de oțel la dimensiunea asta nu pot să vă spun cât costă. Eu am luat una mai mare, tocmai am comandat un oțel asemănător cu ăsta, din câte știu eu. Deci eu știu că și Mora lucrează tot cu 80 Chrome V2. S-ar putea să mă înșel, deci nu o luați de bună. Știu că Polar, de exemplu, care ei spun oțelul 80 Chrome V2, dar sunt foarte asemănătoare și de asta vă zic, o bucată de 80 Chrome V2. Cât am? Acum am comandat 120 de lei, dar mare, deci 70 de centimetri lungime, pe are și două lame de genul ăsta din pe lățimea. Asta are cam 20 lățime și aia e de 40. Și tăiată, dacă tai cu o pânză mai subțire, scoți două lame de genul ăsta și poți să te joci, zic eu, cu treaba asta. Am vrut să vă arăt așa, efectiv, la pădure. Nu e cea mai precisă măsurătoare, adică călire. Ați văzut, am făcut totul ochiometric, în sensul că și
temperatura de călire, m-am uitat la ea ochiometric, nu s-a văzut în cameră, nu știu cât au apucat să se vadă. De obicei chestia asta se face repede, tocmai ca să nu pierzi din temperatura pe care am dobândit-o cu greu în cazul de față. Dar dacă aveți o forjă improvizată, un suflător, ceva, un fân, trebuie să vă improvizați o forjă de genul ăsta pentru călire, adică ați văzut jar din lemne, eventual cărbun de cumpărat, țin un pic mai bine temperatura și la revenire o bucată de fier încălzită, înroșit ar fi fost ideal, dar n-am mai stat să înroșesc că dura prea mult și pus practic pe el ca să preia din temperatura fierului și aduceți la culoarea rămiu și cu asta basta. Acum o să urmeze, când o să ajung la grinder, să îi prelungesc. Aici nu se vede foarte bine, dar fiind plastic, ei o turnat peste, nu i-o deranja. Pe mine mă deranjează aici trecerea asta. Așa, aia se vede acolo. Pentru că nu o să pot să pun gardă. Și vreau să fac o gardă de alamă și va fi destul de dificil pentru că trebuie să o fac practic conică gaura la gardă ca să se potrivească bine. Dar o să-i refac tăișul și o să mă duc până cât e necesar cu treaba asta. Bun, asta a fost partea cea mai dificilă de acum, după care urmează partea dificilă cu garda, după aceea partea dificilă cu mânerul.